sensul cum este aprobat procesul verbal al ședinței precedente. Așa e bine. Nu am de salință pentru astăzi. Da. Acum voi da citire ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Primul proiect, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator, primarul Comunei Hlăgiu, domnul Emea Micuț Ciprian. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul serviciului public de salarizare din subordinea Consiliului Local Hlăgiu, inițiator, primarul Comunei Hlăgiu, domnul Emea Ciprian. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului, examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, în cazul examenului de promovare în grade sau proiecte profesionale a personalului contractual din cadrul serviciului de salubrizare al Comunei Hlăgiu, în subordinea Consiliului Local, Hlăgiu, inițiator primarul Comunei Hlăgiu, domnul Enea Ciprian, proiect de hotărâre privind aprobarea la plata sumei de 2.850 lei, reprezentând contravalarea cheltuielilor transport personal didactic și auxiliar, aferent pe lunii iunie 2018, inițiator primarul Comunei Hlăgiu, domnul Enea Ciprian, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei Hlăgiu, domnul Enel Menezian, și probleme curente care se pun de sfârșit în cele întrebări diverse. Cine este pentru? Abține? Da. Primul proiect, proiect de hotărâre privind care s-a realizat. Al doilea, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual în cadrul serviciului public de salubrizare, subordinea Consiliului Local de Legiu, inițiator primarul Comunei Hlăgiu, domnul Enea Micuț Ciprian. Am să vă fac o prezentare de ansamblu. În ședința trecută, prin hotărârea Consiliului Local numărul 31, s-a înființat serviciul public de salubrizare, da? Și s-a aprobat la articolul 5, transferul a 4 persoane în interes de serviciu la nou serviciu cu personalitate juridică. În organigrama serviciului sunt însă 7 posturi, din care 3 vacante care urmează să fie ocupate, iar 3 vor fi ocupate. Legea 853 privind salarizarea în sistemul public, articolul 11, stabilește că salarizarea funcționarilor publici și personalului contractual din capitolul administrație, salariile de bază se stabilesc la propunerea primarului cu aprobarea Consiliului Local. Deci, pentru a putea realiza transferul, trebuie să avem un salariu stabilit. Ce s-a aprobat în luna decembrie sunt salariile pentru aparatul de specialitate al primarului și celelalte servicii. Dar nu era inclusă și acest serviciu. Drept pentru care, în anexele pe care le-ați studiat, sunt stabilite, sunt propuneri pentru salariile de bază, cu respectarea vechimei fiecare gradație și cu criteriile generale privind cunoștințe și experiență, complexitate, diversitatea activităților, judecata și impactul deciziilor, responsabilitate, coordonare și supervizare, dialog social, comunicare, condiții de muncă, incompatibilități și concadrarea în veniturile de personal. Dacă sunt discuții vis-a-vis de propunerile de zile de salariare, s-au păstrat aceleași zile care au fost ale salariaților, iar pentru cei care sunt nou angajați, s-au propus în funcție de aceste principii, s-a propus o salarizare. Dacă nu sunt discuții, spune-mi la rog. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Următorul. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului, examenului, de ocupare a postului
funcțiilor vacante sau temporar vacante, corespunzătoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale în cadrul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual în cadrul Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Telegiu din subordinea Consiliului Local Telegiu. Inițiator primarul Comunei. Deci și așa spune de legătură, este strânsă legătură. Pentru a putea angaja personal, avem nevoie, există un regulament care a reglementat de hotărârea Guvernului 286 din 2011, modificat și completat, care stabilește condițiile în care un post contractual poate fi ocupat. Condiții de vechime, condiții de studii, pentru fiecare din aceste. Componența comisiei de concurs. Aceasta este o primă parte. Cealaltă parte este modul de evaluare a performanțelor profesionale. După cum știți, în unitățile, în sistemul bugetar, fiecare salariat este evaluat, îi sunt evaluate performanțele profesionale de către șeful ierarhic la sfârșitul anului. În funcție de aceste performanțe, putând promova sau drept pentru care, fiind un serviciu nou înființat, trebuie să reglementate toate aceste probleme. Ideea este că din personalul care se transferă, nu sunt persoane cu cunoștințe necesare să facă parte dintr-o comisie de concurs pentru să luăm în spate ocuparea unui post de contabil, care probabil va trebui ocupat. Drept pentru care, în hotărârea de Consiliu, ați văzut că se împuternicește primarul ca prin aparatul de specialitate să deruleze procedurile necesare, având infrastructura necesară organizării ocupării acestor posturi. Asta este. Da, în momentul este cadrul stabilit de o hotărâre de guvern. Noi n-am adus niciun fel de îmbunătățire, doar se aprobă modul de condițiile de ocupare și de promovare. La cine este pentru? Să trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea la plan consumului de 2855 de prezentând contravalarea serviciilor transport personalizat și auxiliar aferent lunii iunie 2018, inițiator, domnul primar al Comunei Telegiu, Emil Cuciu Primar. Imediat. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei Telegiu. Da, aici am propus trei rectificare, trei lucruri, și anume două contracte și o hotărâre de guvern. Cele două contracte constă în încheierea cu AFIR a finanțării pentru consolidare cămina culturală la Chelegiu și e vorba de suma 353.581. Un alt contract este un contract cu OCPI-ul de 155.000. Ne se alocă o finanțare pe 2 ani, 2018-2019, de 155.000. Dar din care noi am încheiat cu Eurocadul doar pe 12.500, pentru care am propus la rectificare doar în această sumă. Și mai e hotărârea de guvern 563, prin care s-a luat la fondul de intervenție a guvernului 57.000 pentru refacerea drumurilor pentru inundații. Refacerea drumurilor? Afectate. Afectate de inundații. Asta e suma care au constatat-o ei. Nu, ca să pierde pe suma pe drumul, chiar așa cum au fost înainte de a veni dumneavoastră cu comisia de la ISU, că la urcare pe partea sfântă spre Deleg,
s-a observat atunci, imediat după inundații. Da, și s-a lăsat balustrada aia și când ne-am uitat de desubt, din cauza apei care s-a scurs, a spălat tot... Contractul este încheiat. A fost, eu am trecut parcă. Da. Și anul trecut, dar nu s-a făcut nimic, iar anul ăsta... Și mă, nu se va face. Cămân de pomenic, e prea apuț. Nu, știu, a fost bani. Foarte greu găsești și piemă de cadavru, cadavru ca să faci pentru... Pentru că ei, cum zic, ei vor bani mai mult să-i sunt da, să facă. Banii respectiv nu-i poți lua decât dacă efectuezi lucrarea, o depui la cadastru, ei verifică și după aia îți trimit... Deci să te rezolvă în public sau ia pentru privat? E pe ce s-o ocupă? E un local și banii se cadă. Pe bani de locuințe înseamnă că e... Da, dacă e locuințe... Intravilan deocamdată. Da. Și mă gândesc, poate mai sunt proiecte în domeniul public, care sunt infacturi. Nu, zicea că aveam tot, de public, inclusiv drumurile, nu? Da. Da. Dar cum se înseamnă că clatul rămâne pentru privat? Da. Ținul s-a făcut, tare nu s-a făcut, grade. Da, 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 asta e un lucru. Nu stai. Și la drumul 57 de mii. Și cam asta. La drumul. Se menține de principiu. Scopate la locali. Nu zic ce a spus. Cine care au fost contratate de către comisie? Au venit, da, au venit de la ISU și au fost contratate de diverse porțiuni care au fost afectate. Exact, alea vor fi da, se vor face reabilitări. Cred că este foarte puțin cât au alocat. Sunt așa cu 57 de mii. Deci a fost o comisie după inundații și s-a stabilit care sunt tronsoanele afectate. Păi atunci după comisie au venit și constataseră ei de aproape 6 miliarde. Asta înseamnă 570 de mii. Ne-a dat 57 de mii. Dacă ești la 0 zilei zgârcenii... Nu poți să o folosești în altă parte. Da, a venit de exact în medicație. Cine este pentru? Acțiunea din părere? Legem la următoare probleme curente care se spun de spatele Consiliului. Cine se înscrie la cuvânt? Da, e o problemă. Domnul viceprimar, la noi, la Drăgugești, sunt zonele de al care de acum începe lumea să-și adune roate, atâta cât mai sunt multe, puține. Și, de altfel, și alea de păduri, dar alea cu pădurile mai puține. Care ar mai fi trebuit drumurile adicuri, cât de cât făcut o revizie cu un bulduzer, de mai multe parcele, mai multe zone, chiar sunt unele care e cam imposibil să... Aproape imposibil căruța, deci... Acolo chiar e nevoie de intervenție, pentru măsură care se poate. Atât cu aportul primăriei, cât dacă e, sincer, am vorbit cu unii dintre oameni care e așa, mai contribuie și la motorină, am mai făcut noi acțiune de asta. La Drăgugești au mai fost, care au mai șerșit, au ieșit. Eu știu că s-au adunat niște bani frumoși, adică pe motorină. Undeva la 1800 de lei. Deci chiar nu e de neglijat. Deci înseamnă că oamenii sunt cu grați, dar nu le stă în puterii lor să aducă un bulduzer să facă... Da. Deci dacă luați în seamă lucrul ăsta și dacă vreți mă învățați și să rezolvă problema asta... În toată comuna sunt... Nu după ce se recoltează sau după ce... Da. Și ulița de fapt, avea că erau niște loc foarte mari, care s-a rezolvat. La Tătaru, acolo. Când plouă, deci copiii nu se pot la școală. Nu știu dacă s-a mai rezolvat, dar am văzut dumneavoastră. Atunci de mult a fost... A fost de mult. Când vin ploile se văd. Da, da. Nu știu, plouă de mult. Nu plouă de unde ar trebui, dar apa la zile. Au fost acum, ieri, altăieri, au fost firma care au preparat acolo, între Dereni și Drăgugești. Acum au dat drumul. Au băgat ceva în bazin, dar nu știu ca să spun exact cât.
Dar știu că au fost probleme serioase acolo. Da. Da. A fost probleme de pe Valea Lugești la fel. Sau... Și ieri, iar am fost cu domnul primar, am fost cu... și cu Dan și am luat la fel. Da, sincer, dar spune cuvântul acum în perioada asta. Păi, nu știu, dar cred că a scăzut și izvorul. Pentru că... nu face față. La începutul anului s-a discutat despre un robot de asfalt de la Bădila. Da, s-a vorbit. Finalizează anul acesta. S-a vorbit cu vreo două firme. Da. Niciunul nu este foarte încântat sau foarte dornic așa de a lua niște bani. Pentru că, dai seama, noi vrem cât mai puțin când avem bani. Ei pot să spun, da, nu le... Câți kilometri din drum ai? Bine, să spun, da. Atunci o să te costi că nu avem noi la buget. Și nu știu cum o să o facem. Am vorbit cu o firmă acum să vină să ne facă o evaluare corectă. Păi, nu faceți, nu faceți. Dar ne tot amână. Am făcut măcar grăuri de vede. O firmă? Am făcut grăuri de măcar atât. Dacă nu se vorbim, dar cine le face? Că ai 3-4 firme care fac... Tot de aici trebuie pleca treaba, nu plecăm din urmă. Făcut de la șurcă. Da, de ori măcar, dar nu se fac Mai sunt alte discuții, declarările ședinței ale Consiliului Local Ordinare? Ședință.